Doamnelor și domnilor, din Mamaia vă spun bună ziua, sunt Dino Maxer și iată-ne la semifinala concursului Miss Plaja, al 10-lea an de Miss Plaja în România și o ediție de colecție, vă spun cu inima pe inimă. Dar, ca de obicei, anul acesta nu am prezentat singur, Manuel Chermani are aceeași surpriză pentru mine. Bună, Dino! Bine ai venit, producătorul emisiunii, alături de Dea, de soția mea. Bine ai venit și tu, Dea. Bună, bine v-am găsit. Mă gândeam, oare domnilor, în fața televizoarelor le fug ochii în stânga și în dreapta, pentru că cu siguranță nu știu unde să se uite mai întâi, pentru că suntem înconjurați de fete frumoase aici la Miss Plaja în semifinala 2012. 40 de fete în semifinală. Am avut 5 ediții extraordinare anul acesta, apreciate de juriu și de public. Manuel, un cuvânt înainte de semifinală. Ultima ediție, adică semifinale, fetele frumoase, trece 30 fetele la finală și juriul hotărăsc cine merge mai departe. Deci doar 10 fete sunt descalificate în emisiunea de astăzi, așa că, doamnelor și domnilor, nu o să fim foarte duri. În schimb, îmi doresc foarte mult să treacă cele mai frumoase. Domnilor, eu vă invit să vă așezați comod în fața televizoarelor și să priviți această ediție, pentru că va fi una spectaculoasă. Așadar, îl invităm pe domnul Manuel Chermani să meargă în culise, să aibă grijă de tot ce se va întâmpla în această ediție, ca totul să meargă perfect. Mulțumim! Mulțumim și noi, Manuel Chermani, felicitări pentru organizare atât de mare, iar acum eu vă spun doar start concurs, fiindcă începem proba costumelor elegante și anume a rochiei de seară. Cu numărul 1 în concurs, Mihaela Albul din Cernavodă. Este elevă la Liceul Energetic și deschide seria celor 40 de concurente. Poartă numărul 2 în concursul nostru, Diana Andreea Bădină. Este bucureșteancă, are 16 ani și este zodia Gemeni. Miss Plaja la ediția 5, Ioana Andreea Ichim din Cernavodă, este concurenta noastră cu numărul 3, are 16 ani și este elevă la Liceul Teoretic Angel Salini. Miss Simpatica, ediția cu numărul 4, Valentina Chirea, numărul 4 este și astăzi în concursul nostru, este din Fetești și are 14 ani. Cu numărul 5, Luciana Vădescu din București. Elevă la grupul școlar industrial Petru Poni, are 16 ani. Am avut o Miss Simpatica și în ediția cu numărul 5, Nicoleta Gheorghe. Este ea astăzi alături de noi, numărul 6 în concurs, este din Fetești, este zodia Scorpion. Și trecem acum la numărul 7, Miss Sexy, ediția a doua din acest an, Cristina Roșu. Este din Constanța și are 19 ani. Roxana Pleșa, concurenta cu numărul 8, a luat titlul de Miss Telegenica în ediția cu numărul 2, să vedem cum se va descurca ea astăzi. Trecem acum la Miss Senzuală din ediția numărul 2. Este vorba de Andra Denisa Nuțiu, numărul 9 în concursul nostru. Numărul 10, Ioana Crunteanu, Miss Telegenica în ediția cu numărul 3, vine din Slobozia și are 15 ani. Aceeași dovadă de senzualitate a dat și Georgiana Mitrache în ediția cu numărul 3, obținând acest premiu special, concurenta cu numărul 11. Cu numărul 12 în concurs din Huș vine Ana Maria Radu, Miss Senzuala în ediția cu numărul 1, are 15 ani. Cu numărul 13, îi urăm mult noroc, sper că nu-i superstițioasă, Georgiana Justina Motaș din Bârlad. Miss Plaja locul 3, ediția 1. Cu numărul 14 în concursul nostru, Andreea Eșanu vine din Cernavodă și are 15 ani. Tot locul 3 a obținut și Marina Roxana Drăghici din București în ediția 4. Este numărul 15 și are 17 ani. Tot din Cernavodă vine și concurenta cu numărul 16, Andreea Mihon. Are 14 ani și este zodia Berbec.
Iar acum, cu numărul 17, craioveanca Ana Maria Mitrache, 19 ani, studentă la Universitatea Tehnică. Tot din Cernavodă vine și concurenta cu numărul 18, Roxana Gurguță, în vârstă de 16 ani. Studentă la Facultatea de Jurnalist, Amalia Moise, se laudă cu premiul Miss Telegenica ediția 5-a. Schimbăm orașul din Mioveni, concurenta cu numărul 20, Elena Loredana Iordache, în vârstă de 18 ani, este elevă la liceul cu program sportiv din Mioveni. Nu se putea altfel decât Miss Simpatica cu un zâmbet ca al ei. Numărul 21 este Larisa Cristina Mateescu, obținând acest titlu în ediția a doua. Numărul 22 în concurs a luat titlul de Miss Plaja, locul 2 la ediția cu numărul 2, Denisa Coțea din Călăraș. În vârstă de 17 ani, concurenta cu numărul 23 este Miss Eleganța, ediția 3-a, Alina Popescu din Târgoviște. Numărul 24 în concurs, Iuliana Doroftei a luat Miss Plaja, locul 1 în ediția cu numărul 2, este din Mangalia și are 14 ani. Tot pe podium s-a situat și concurenta cu numărul 25. Este vorba de locul 3 în ediția a doua. Numele ei, Emilia Georgiana Didiță, din București. Ana Maria Nichifor, concurenta cu numărul 26, a luat titlul de Miss Bronzata în ediția cu numărul 2, este din Călăraș și este în vârstă de 16 ani. Același titlu, dar în ediția 1, Miss Bronzata, l-a obținut și concurenta cu numărul 27, Madalina Crina Răchită, din Dorohoi. Alexandra Ionela Hreniuc, concurenta cu numărul 28, a luat titlul de Miss Plaja, locul 2, în ediția cu numărul 1, este din Eforie Nord și are 23 de ani. Concurenta cu numărul 29, Maria Georgiana Luca, este din Huș, are 18 ani și este elevă la liceu Dimitrie Cantemir. Miss Simpatica, în ediția 1, Andreea Teodorescu, poartă numărul 30 astăzi, vine din Giurgiu și are 21 de ani. În ediția 4 s-a situat pe locul 2 la concursul nostru Denisa Licu, ea poartă acum numărul 31 în concurs, este din București și are 14 ani. Cristina Dinu, bucureșteancă, Miss Eleganța în ediția cu numărul 4, are 15 ani și este Zodia Berbec. Loredana Maria Prună, numărul 33 în concurs, se laudă și ea cu un premiu special. Este vorba de Miss Telegenica, ediția 1. Miss Fițe este prezentă astăzi, Ioana Măcina Ursu, concurenta cu numărul 34, vine din Giurgiu și are 21 de ani. Din Constanța, Miss Senzual în ediția 5-a a fost Cristina Larisa Ghebaru. Are 21 de ani și eu rămân succes și astăzi. Elena Toader, concurenta cu numărul 36, Miss Bronzata în ediția cu numărul 5, vine din Câmpul Lung Mușcel și este în vârstă de 20 de ani. Doamnelor și domnilor, Miss Plaja locul 1, ediția cu numărul 3, Alexandra Gabriela Sabo din Bihor. Mihaela Nicoară, concurenta cu numărul 38, Miss Plaja locul 1 în ediția cu numărul 4. Din Mangalia acum, Lavinia Ioana Halibei, locul 1 Miss Plaja ediția cu numărul 5. Are 14 ani și numărul 39 în concursul nostru. Miss Fițe, în ediția cu numărul 3, Silvia Trașcă, poartă numărul 40 astăzi și vine din Năvodari. Vă invităm să urmăriți un material cum s-au distrat fetele în cantonament.
La mare. Foarte frumos și este un pic răcoare, dar e super. Bună, sunt Amalia, sunt din Vălenii de Munte și am venit aici să câștig, evident. Bună, sunt Elena Ștefania, am 20 de ani și reprezint Câmpul Lângușel. Bună, sunt Ana din Huș, am 15 ani și am venit aici pentru a dobândi experiențe noi, de a mă distra și de ce nu să câștig. Eu sunt Alexandra, sunt din Bihor și am 18 ani și am venit la Miss Plaja ca să câștig, bineînțeles. Bună, sunt Alina, sunt din Târgoviște, am 17 ani și am venit la Miss Plaja să-mi fac noi prietene și noi experiențe. Bună, sunt Madalina, am 21 de ani și sunt din Giurgiu. Particip la acest concurs pentru a-mi demonstra mie că pot mai mult pentru a face noi prieteni. Bună, mă numesc Alexandra, am 23 de ani și sunt din Eforie Nord. Sunt Andreea din Giurgiu, am 21 de ani și am venit aici să mă distrez cu prietenele mele. Bună, sunt Loredana, sunt din Târgu Neamț, am 20 de ani și am venit aici să-mi fac noi prieteni, să mă distrez și să câștig desigur. V-am pupăcit! Bună, numele meu este Marina. Am 17 ani și vin din București. Bună, sunt Mihaela Nicoară, am 22 de ani. Am venit la Miss Plaja alături de colegele mele aici să ne distrăm împreună la plajă și totodată aș dori să le urez succes tuturor. Bună, eu sunt Larisa, am 21 de ani și reprezint Constanța. Vă pup! Distracție mare în cantonament, unele au luat în serios pregătirea, altele pur și simplu s-au simțit bine. Aceste lucruri contează, fiindcă de fiecare dată producătorul emisiunii Manuel Chermani face aprecieri la adresa fetelor în ceea ce privește seriozitatea, punctualitatea, colegialitatea, etică. Așadar, pe parcursul materialului, cu siguranță domnii din fața televizoarelor au spus abracadabra pentru că au dispărut hainele și fetele au apărut în costumul de baie. Proba preferată a domnilor, așa că, domnilor și domnilor, costumul de baie la Miss Plaja. Concurenta cu numărul 1, Mihaela Albu, își dorește să devină model, are ca pasiune muzica și dansul.
Diana Andreea Bădină, numărul 2 în concursul nostru, este din București și elevă la școala numărul 2, este în vârstă de 16 ani și este zodia Gemeni. Locul 2 la ediția cu numărul 5 este Ioana Andreea Ichim. Își dorește să facă Academia de Poliție, așa că ea ne va drage pe dreapta, domnilor. Cu numărul 4 în concurs, Valentina Chirea din Fetești este elevă la liceul Teoretic Carol I și a fost Miss Simpatica în ediția cu numărul 4. Cu numărul 5, Luciana Bădescu își dorește să studieze psihologia crimei. Ca pasiune, muzica și dansul, iar muzica preferată este hip-hopul. Nicoleta Gheorghe, concurenta cu numărul 6, a luat titlul de Miss Simpatica în ediția cu numărul 5, este zodia Scorpion și elevă la liceul Teoretic Fetești. Cu numărul 7, Cristina Roșu, din Constanța, planuri de viitor, își dorește propria afacere, a cărei manager să fie. Miss Telegenica în ediția cu numărul 2, Roxana Pleșa, vine din Constanța, este elevă la liceul Teoretic Ovidius și are 16 ani. Miss Senzuala din ediția cu numărul 2 poartă numărul 9 astăzi, Denisa Andra Nuțiu. Dansul și karate sunt pasiunile ei și muzica house. Miss Telegenica în ediția cu numărul 3, Ioana Crunteanu, concurenta cu numărul 10 astăzi vine din Slobozia. Numărul 11 este Georgiana Mitrache, Miss Senzuală în ediția 3. Își dorește să devină criminalist. Cu numărul 12 în concurs, Ana Maria Radu vine din Huș, este elevă la Liceul Național Cuza Vodă și a fost Miss Senzuală în ediția cu numărul 1. Locul 3 în ediția cu numărul 1, Georgiana Justina Motaș din Bârlad. Își dorește să devină prezentator TV. Miss Plaja este o rampă de lansare, vă amintim nume celebre ca Alexandra Stan sau trupa Roller Sis. Miss Bronzata, bronzata este și acum, Miss Bronzata în ediția cu numărul 5, Andreea Eșanu, concurenta cu numărul 14, vine din Cernavodă și este zodia Săgetător. Pe podium s-a aflat la ediția cu numărul 4, pe locul 3, Roxana Marina Drăghici. Pasiunile ei, lectura și plimbările. Își dorește o carieră în televiziune. Miss Fițe, în ediția cu numărul 4, Andreea Mihon, este din Cernavodă. Astăzi poartă numărul 16, este în vârstă de 14 ani. Ana Maria Mitrache este din Craiova, are 19 ani și își dorește să devină arhitect. Ca talent, evident, desenul. Miss Senzuala, în ediția cu numărul 4, Roxana Gurguță, numărul 18 astăzi în concursul nostru, este din Cernavodă. Din Vălenii de Munte, Amalia Moise, numărul 19 în concurs, își dorește și ea, de asemenea, o carieră în televiziune. Îi dorim succes! Titlul de Miss Fițe l-a luat și Elena Loredana Iordache în ediția cu numărul 2. Astăzi poartă numărul 20 din concursul nostru, are 18 ani și vine din Mioveni. Cu numărul 21, Cristina Larisa Matescu din București. Adoră călătoriile și shoppingul. La tuturor domnișoarelor, nu? Da. Pe podium, locul 2 în ediția cu numărul 2, Denisa Coțea. Numărul 22 astăzi vine din Călăraș și are 16 ani. Cu numărul 23, Miss Eleganță în ediția 3, Alina Popescu din Târgoviște. Își dorește să devină un model celebru, iar ca pasiune are dansul și, evident, modelingul. Numărul 24 în concurs, Iuliana Doroftei vine din Mangalia. A luat Miss Plaja locul 1 la ediția cu numărul 2. Îi urăm succes astăzi! Iată, ne ajungi la numărul 25, Emilia Georgiana Didiță din București, are 17 ani, locul 3 la ediția cu numărul 2. Ana Maria Nichifor, concurenta cu numărul 26, vine din Călăraș și se vede că și-a păstrat bronzul pentru că în ediția cu numărul 2 a luat titlul de Miss Bronzata.
ca să faceți comparație, numărul 27 tot Miss Bronzată a fost, dar în ediția cu numărul 1. Ca pasiuni, designer și teatrul. Și de asemenea vă spun că își dorește să devină avocat. În ediția 1, locul 3, Miss Plaja, l-a luat Alexandra Ionela Hreniuc, numărul 28 astăzi în concursul nostru din Eforie Nord. Maria Georgiana Luca, poartă numărul 29, are 18 ani, este din Huș și își dorește să devină model. Miss Simpatica, ediția cu numărul 1, Andreea Teodorescu, vine din Giurgiu, astăzi poartă numărul 30 în concursul nostru și are 21 de ani. Pe podium la ediția cu numărul 4, locul 3, Denis Alicu, astăzi numărul 31. Este din București, are 14 ani și își dorește să devină prezentator TV. Cristina Dinu, concurenta cu numărul 32, este elevă la liceul Marin Preda și a luat titlul de Miss Eleganța în ediția cu numărul 4, Miss Plaja 2012. Un premiu special, Miss Telegenica în ediția 1, l-a obținut și Loredana Maria Pruna, numărul 33. Își dorește să lucreze ca asistent medical generalist. Miss Fițe, ediția 1, Ioana Mădălina Ursu, concurenta cu numărul 34, în ediția de astăzi vine din Giurgiu și are 21 de ani. Miss Senzuala, ediția numărul 5, Cristina Larisa Ghebaru, își dorește să devină designer de interior. Miss Bronzata, ediția cu numărul 5, Elena Toader, concurenta cu numărul 36, astăzi în concursul nostru, vine din Câmpul Lung Mușcel și are 20 de ani. Domnilor și domnilor, locul întâi la Miss Plaja, ediția cu numărul 3, este Alexandra Gabriela Sabo, din Bihor. Are 18 ani și își dorește să devină model. Miss Plaja locul 1, în ediția cu numărul 4, Mihaela Nicoară, este din București și studentă la Universitatea Biotera din București, este în vârstă de 22 de ani. Locul 1 la ediția cu numărul 5, Lavinia Ioana Halibei, numărul 39 în concursul nostru, își dorește să urmeze Facultatea de Medicină. Și ultima, dar nu cea din urmă, concurenta cu numărul 40, astăzi în concursul nostru, Miss Fițe, în ediția cu numărul 3, Silvia Trașcă, vine din Năvodar și are 16 ani. Valentina, ce faci? Bună, bine. Tu ce faci? Jocul tău preferat din copilărie este? Șotronul. Șotronul? De asta ești așa de suplă, nu? Ai sărit mult. Cred că da. Mă distrez și mă pregătesc pentru semifinală. Betul e punctul tău forte, nu? Da. Da, și sper că acest lucru va reprezintă un avantaj în semifinală. Așa va fi. Tu, micuțo, câți ani ai? 16. O, pare mult mai tânără. Da, știu. Tu ce defecte ai? Sau măcar unul? Nu se spune. Cum nu se spune? Da. Uite, de exemplu, vrei să spune un defect de-al meu? Da. Uite, eu sunt încăpățânată. Tu nu ai din astea așa mai... Da, și sunt slabă. Cum adică ești slabă? Te încerc? Bună, Elena, tu de unde ești? Bună, sunt din Câmpul Lung Mușcel. Ai călătorit mult? Da, a fost drum lung. A meritat, nu? Da, a meritat, cu siguranță. Tu ești măricică, te mai uiți la desene animate? Sincer, da, mă uit foarte des. Și personajul tău preferat este? Johnny Bravo. Oh, e un bărbat.
Da, îl ador încă de când eram foarte mică. Îți plac mușchii lui, nu? Da. Și că e așa prostut. Îmi plac băieții prostuți. Bună, Denisa, ce roz ești astăzi? Păi da, trebuie să fiu un ton cu moda, nu? Bineînțeles, cum ți s-a părut ție concursul? A fost o provocare pentru mine și sper să continui. O să continui până la final. Nu, mai departe, după concurs sper să continui cu modeling. Asta da, și poate să vii și la anul, nu? Mai mult ca sigur. Bună! Spune și mie trei lucruri care ție nu-ți lipsesc niciodată din poșetă. Păi, nu-mi lipsesc niciodată telefonul, rujul și pudra. Oglindă, nu? A, clar, și oglindă. Oglinda e încorporată cu pudra. A, foarte bine. Bună! Care este serialul tău preferat? Batman? Spune-mi o replică din filmul tău preferat, să zicem. Bună! Păi, o replică preferată. Un flac, te-am ciruit? Și ne spui din ce film este? Habar n-am! Spune-mi, ai rezista o zi fără să faci duș sau o zi fără internet? O zi fără internet aș rezista, dar fără să fac duș nu aș putea rezista. Arată și mie ceva special ce tu poți face și alții nu. Hai să arăt ceva ce eu pot și tu nu poți. Abia aștept. Foarte frumos. Bună, Silvia, tu ce faci în timpul liber? Bună, Cristina. În general, ies cu prietenii și când e vreme mai urâtă, nu știu, îmi place să mă uit la un serial. Care e acel serial? Ne spui și nouă? Cred că cel mai mult îmi place Vampire Diaries. E serialul meu preferat. Interesant. Despre ce e vorba așa în mare? Este o combinație de acțiune, iubire, dramă și vampirii sunt cei mai buni băieți. Nicoleta, am auzit că ție îți place limba spaniolă foarte mult, nu-i așa? Sí, claro que sí. Yo ador el español. Vedeți ce tare m-a luat? Eu nu înțeleg nimic. A spus că eu ador spaniola. Bună, Andra! Bună, Istina! Care este reclama ta preferată? Cea cu Dalinu. Și ai putea reproduce puțin? Mi-a zis mama să mă... Aia, păi nu mă știu. Am și o întrebare pentru tine. Foarte bine, întreabă-mă. Ce intră de 3 ori într-o femeie? Aoleu, asta îmi dă de gândit. Păi să spun eu răspunsul. 3D. F-E-M-E-I-E. Foarte inteligent. Bună, Ioana, ce faci? Foarte bine, am și o întrebare pentru tine. Știi bancul cu mașina roșie? Nu. Nici eu, dar îmi place culoarea. Larisa, ești liceancă, nu? Da. Ce faceți voi în pauză la liceu? Ascultăm muzică și ne plimbăm. Ascultați muzică? Da. Foarte frumos. Și pe unde vă plimbați? Pe coridoare? Depinde la ce ne gândim în timpul ăla. Adică, adică puteți să chiuliți, nu? Sigur, dacă se poate. Mai amintești vreo poezioară din copilărie? Da. Vreți să zic? Abia aștept. Cățeluș cu părul creț, fără rața din coteț și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură și cu un buzunar, hai la sfatul popular. Bravo, foarte frumos! Una. Da? Dacă vrei să mai zic, dar știu doar început. Pisicuță, pis, 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 te-am visat azi noapte în vis. Te spălai, te pieptănai, fundă roșie îți spuneai și la școală te duceai. Bună, Mădălina! Bună! Ești la liceu, la facultate? La facultate, la marketing. Foarte frumos, tocmai mă pregăteam să te întreb la ce facultate. Da, la marketing și la asistente. Oh, două deodată? Da. Bună. Știai că Semen cu cina pistol? Nu știam, dar mi-ai spus tu acum, așa m-am aflat. Semen foarte bine, dar că nu ești unsă ca ea și nu ești... Și blondă. Exact, exact. Dacă să mai vin la mistraja, o să mă vopsesc blondă. Bună, Denisa. Bună. Pureca ta care era când erai mai micuță sau chiar și acum? E una foarte haioasă și anume Mazări sau Măzărica. O, Mazări, Măzărica. Da, da. Pentru că eram niște desene și îmi plăcea foarte mult un personaj care se numea Mazări și așa m-au porecit.
Și mă rostogoleam așa ca mazăle, pe jos așa. E domnul primar, îți place? Da, bineînțeles, cum să nu-mi placă. Păi nu-i place. Bună. Spui și mie un banc? Îți pun o întrebare, de ce vin fetele la mare? Păi de ce să vină la mare? Să se bălăcească, să se bronzeze, să mai meargă prin cluburi. Uite, îți spun eu, pentru că s-au săturat de mică. Bună. Poezia ta preferată, cam care ar fi? Luceafărul. Și îmi spui și mie două, trei versuri acolo. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, și ca, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Doamnelor și domnilor, vom cunoaște acum juriul semifinalei Miss Plaja. O componență constantă a juriului în acest an, așa că invitații noștri sunt cam aceiași, ceea ce este foarte bine, fiindcă în acest fel au văzut evoluția fetelor. Și pentru că tot a spus Dinu de componență constantă în juriul nostru, vom începe cu impresarul artistic Alexandru Vâlciu, ce a fost alături de noi mai mereu, și vreau să-l întreb cum ți se pare semifinala noastră. Bună, Dinu, de ea. O vară incendiară, cu adevărat incendiară, arătă toate frumusețile astea. Mă simt extraordinar aici, pentru că după aceea siguranță să mă răcoresc în mare. Și vă mulțumesc încă o dată. Succes încă o dată fetelor, ce să spun. Mulțumim. Te așteptăm și la final, evident. Iar acum, doamnelor și domnilor, doamna Elena Rusu, manager general al Centrului de Înfrumusețare Elena Nail Art din Constanța. Așa este, deseori am trecut și noi pe la Elena și ne-am schimbat look-ul, a avut grijă de noi. Astăzi am fost și mi-am făcut unghiuțele și sunt foarte mândră de ele. Așadar, bună Elena, bine ai venit! Bună, v-am găsit! Mi-a părut bine să fiu aici, alături de fete, în primul rând, care le doresc succes, și mă bucur încă o dată. Mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor, trecem acum la un nou prieten al emisiunii noastre, aș putea spune, al concursului Miss Plaja. Așa, este un alt domn în juriul nostru, este designer de interior și manager la Inco Pro Design, este vorba de Răzvan Niculescu. Bună ziua! Bună, Dea, bună seara! Bună seara tuturor! Vreau să vă spun că în această ediție sunt un pic supărat pe directorul artistic, Olga, pentru că le-a pregătit atât de bine pe fete, încât eu sunt în imposibilitatea de a alege, dar mă bazez pe experiența președintelui juriului în a alege cele mai bune. Mulțumesc! Așa este, vom merge mai departe la Olga Olteanu și o vom întreba cum s-a descurcat ea cu cele 40 de fete. Au fost multe la număr și sunt curioasă dacă au fost cuminți. Bună, Dea, bună, Diu! Într-adevăr, foarte dificil, dar am reușit. Am trecut cu bine și peste asta. Suntem în semifinală și toate sunt foarte frumoase. Doamnelor și domnilor, în jurul nostru, pentru prima oară, familia Mârlogeanu. Este vorba de Livia Silvia și Claudiu Mârlogeanu, o familie de ingineri, dar sunt părinții a două fete de Miss. Au venit aici să vadă dacă la anul participă și fetele lor, probabil. Seara, am bucur să mă aflu printre voi. Într-adevăr, am să vorbesc în calitatea unei mămici fericite, cu două fete la fel de frumoase ca și fetele de astăzi, și nu pot decât să le urez succes fetelor în continuare și felicitări, iar mamele lor să fie la fel de mândre de ele cum sunt eu. Mulțumim frumos, să-l întrebăm și pe soțul dumneavoastră cum i s-a părut să fie jurată la Miss Plaja și cum și-ar vedea fata în calitate de concurentă la Miss Plaja 2013. Da, sunt încântat că mă aflu aici. Sunt încântat că mă aflu aici și mulțumesc celor care m-au invitat și doresc mult succes fetelor. Mergem mai departe cu o prezență feminină de invidiat în jurul nostru. A fost model pentru concurentele noastre de la Miss Plaja 2012, un model de la care fetele au învățat foarte multe, au primit foarte multe sfaturi. Este cântăreață, prezentatoare, o artistă completă. Doamnelor și domnilor, alături de noi, Marinela Nițu. Mulțumesc, Dea, mulțumesc, Dinu. Cu drag. Ce să spun... 40 de frumuseți, nu este ușor să alegi. A fost foarte dificil și, Dumnezeule, atâta frumusețe, dar ne-am descurcat și succes celor care au rămas și cele care nu au rămas să mai încerce data viitoare.
Într-adevăr, România are resurse, mulțumim mult, Marilena, are resurse de frumusețe inepuizabile. Așa cum de altfel vorbeam și cu președintele juriului în acest an, vă mulțumim că ați fost alături de noi pe perioada celor 5 ediții, iată și în semifinală și urmează și în finală. Este vorba de poetul Miron Cosma. Bună seara de azi și Dinu, bună seara tuturor. Eu, ca și președinte al juriului, am fost pus într-o situație, aș spune, destul de ingrată. Pentru că, așa cum mă știți, mai dur în celelalte ediții, de data asta am fost pus eu în situația în care pur și simplu n-am fost în stare să aleg. A trebuit să mă consult, a trebuit să regândesc, a trebuit să ne mai uităm și, după cum ați văzut, fetele au venit cum au venit, tocmai pentru a ne convinge că ele sunt într-adevăr cele care merită. Dar eu îi mai fac o propunere domnului Emanuel Chirmani să țină cont și de cele 10, pentru că, o spun cu toată sinceritatea, sunt la fel de frumoase ca toate celelalte 30. Și asta e părerea noastră a juriului. Cele 10 care vor fi descalificate. Decizia juriului o să o aflăm imediat, după ce vedem cum s-au distrat fetele în club. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Și domnilor, ne-am întors aici în Club Crush la semifinala Miss Plaja 2012. Așadar, le-ați văzut pe fete în club, dansând, simțindu-se bine, zâmbind. Sunt curioasă dacă acum mai sunt zâmbitoare, pentru că urmează să vedem decizia juriului, cele 30 de domnișoare ce merg mai departe în finală. Au fost 40 și au rămas, vă rămâne 30 pentru finală. Doamnelor și domnilor, este simplu. Veți auzi numerele și numele celor care de acum se pot numi finalistele concursului Miss Plaja 2012. Să începem de ea. Voi începe cu prima domnișoară din cele 30 ce vor merge mai departe. Ea este Larisa Cristina Mateescu, concurenta cu numărul 21. Continuăm cu numărul 34, Madalina Ioana Ursu. Felicitări! Următoarea finalistă, concurenta cu numărul 31, Denisa Licu.
Iar acum, concurenta cu numărul 1-6, adică 16, Andreea Mihon. Cu numărul 33, Maria Loredana Prună. Iar acum aplauze cu, pentru concurenta cu numărul 18, Roxana Gurguță. Cu zâmbetul pe buze va fi și concurenta cu numărul 35, Larisa Cristina Ghebaru. Lista noastră de finaliste, 30 la nume, continuă cu Elena Loredana Iordache, numărul 20. Merge mai departe și concurenta cu numărul 9, Andra Denisa Nuțiu. De două ori doi, adică concurenta cu numărul 22, Denisa Coțea. Felicitări și ei! Georgiana Mitrache, concurenta cu numărul 11. Felicitări Iulianei Doroftei, numărul 24 în concursul nostru. Numărul 13 i-a purtat noroc, Georgiana Justina Moțaș. Cu numărul 4, fără nimic, înainte sau după, Valentina Chirea, din Fetești. Cu numărul 15, Marina Roxana Drăghici. Doamnelor și domnilor, lista continuă cu numărul 8, Roxana Pleșa. Aproape de mine aici este concurenta cu numărul 3, Andreea Ioana Ichim. Dacă poartă 10 pe tricou, este o fată de nota 10, Ioana Cruțeanu. Felicitări! Finalista se numește și concurenta cu numărul 37, Gabriela Alexandra Sabo. Numărul 36, Elena Toader, din Câmpul Lung Mușel. Ana Maria Mitrache, concurenta cu numărul 17. Ne întoarcem la 38, Elena Nicoară, felicitări! Numărul 25, Georgiana Emilia Didiță. Mai avem pe lista noastră încă vreo 6-7. Numărul 14 este una dintre ele, Andreea Eșanu. Merge mai departe și concurenta cu numărul 39, Ioana Lavinia Halibei. Aplauzele noastre și felicitări Anei Marie Nichifor, numărul 26. Felicitări și pentru Alina Popescu, concurenta cu numărul 23. Ne descurcăm aici cu foile, chiar dacă sunt multe. Ionela Alexandra Reniuc, numărul 28. Amalia Moise, concurenta cu numărul 19. Și dacă știm noi bine să numărăm, încă două domnișoare ajung în finală. Până atunci însă... e ultima e la mine. Da, așa este. Cea de-a 30-a domnișoară. Cea de-a 30-a, oare cine va fi? O să aflați o în lăsăm, curând. Le lăsăm să mai stea în suspans pe celelalte concurente, pentru că vreau să mulțumesc Maxton pentru ținuta mea de astăzi, dar și salonului Elena Nail Art din Constanța pentru noul nostru look, dar și pentru frumoasele mele unghiuțe. Doamnelor și domnilor, semifinala concursului Miss Plaja, ediția din anul 2012, se încheie cu numele ultimei finaliste. Este vorba despre Andreea Teodorescu, numărul 30.
Vă felicităm, sperăm într-o ediție extraordinară și anume finala concursului. Iar până atunci, o săptămână ne desparte de aflarea concurentei care va purta de acum titlul de Miss Plaja 2012. Cu siguranță și dumneavoastră veți avea emoții în această săptămână să vedeți care vor fi câștigătoarele noastre, dar bineînțeles cine va fi Miss Plaja 2012. Doamnelor și domnilor, până săptămâna viitoare. Vă dorim o săptămână frumoasă și ne revedem la finala concursului Miss Plaja. La revedere!